Galeria Artist găzduiește zilele acestea expoziția semnată de pictorul originar din Olt, Aurel Petrescu. În cadrul acesteia pot fi admirate lucrări din expoziția Craiova Mon Amour, iar ca element de noutate au fost introduse și lucrări statice. Culorile folosite de pictor sunt vii și calde, iar tehnica este una aparte, folosind spatula în realizarea detaliilor. Tema expoziției este natură statică și peisaj. Inițial am vrut ca să deschid o expoziție numai cu natură statică. Această expoziție o pregătisem pentru Slatina, special pentru Slatina, și am avut o expoziție de peisaj, Craiova Mon Amour, la București. Pictorul este un răsfățat al criticilor, nu numai din cauza tehnicii, dar și a culorilor și temelor alese. A fost preocupat de a reda cu o maximă expresivitate, în special peisaje. Peisaje din vechea Craiova, din centru vechi propriu-zis al Craiovei. Cele 15 lucrări expuse pot fi admirate timp de 3 săptămâni la Galeria Artis. Este un pictor extrem de valoros al spațiului oltean, de altfel el a și expus în această zonă în cam toate muzeele Olteniei. I-am văzut ultima expoziție de la Cercul Militar din București și a fost o reală surpriză și pentru noi. De aceea Muzeul Județean Olt a decis să-l aibă ca invitat în această lună, prilej cu care slătinenii vor putea să vadă o pictură adevărată, o pictură originală, o pictură care are amplitudine și altitudine. Aurel Petrescu este cunoscut ca pictor pentru publicul iubitor de artă datorită nu puținelor expoziții deschise încă de la începutul anilor 2000, dar și a studiilor universitare diametral opuse artei. Acesta este licențiat al Facultății de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității din Craiova.